Bine ai venit, Marius! Bine v-am găsit, mă bucur să fiu cu voi! Uh, să vorbim un pic despre vară. Povestește-ne, te rog, cea mai memorabilă vară din viața ta. Bun, dacă mă întrebi de o vară globală, așa, evident că mă voi aduce gândul la vacanțele din copilărie. Trei luni de vacanță de vară, nu ne-am mai întâlnit cu așa ceva și cu siguranță, pentru foarte mulți dintre noi, respectivele perioade din adolescență, din copilărie, rămân cel mai bine îngramate în mintea și în sufletul nostru. Au fost veri memorabile cu joc și joacă, au fost veri cu zile interminabile de volei, badminton, campionate cu toți prietenii, părea așa un, un microcosmos numai al nostru, al copiilor și al tinerilor și cu siguranță sunt în continuare foarte atașat de momentele astea de vară. Ulterior, crescând, sigur că au fost veri memorabile, dar cumva în microdoze, da, câte o săptămână, câte două săptămâni și cu siguranță definiția unei veri memorabile pentru mine implică un uh, sejur pe o insulă departe de tehnologie, departe de lume, departe de, de facilitățile vieții moderne, în care să fim doar uh, câțiva prieteni sau eu și marea, răsăritul și apusul și uh, niște mâncare foarte, foarte bună. Cel mai amuzant vara asta ar fi să? Cel mai amuzant vara asta ar fi să reușesc să plec în vacanțele de care ți-am povestit. Ar fi amuzant în sensul acela de funny in an English way, dacă vrei. E ceva ce mi-ar face plăcere, amuzant plăcut. Adminter cred că amuzante sunt țările cu prietenii în insule de care spuneam în care voia bună își face nestingerit loc la mesele noastre și se termină cumva cinele astea lungi de insulă la 1-2 noaptea după ce am lucrat mușchi abdominali de la atâta râs de n-am mai știu de noi. Dacă ar fi să nu fii constrâns de bani, pandemie, zile de muncă, unde ți-ar plăcea cel mai mult să mergi vara asta? Nici nu cred că e o problemă de unde, ci e o problemă de durată. Mi-ar plăcea, într-adevăr, să plec o lună și jumătate de zile și să nu mai aud de nimeni și de nimic. Nu contează unde, atâta timp cât are ingredientele de care îți spuneam. Soare, mare, mâncare bună și câțiva oameni apropiați alături. Cumva nici măcar nu e o chestiune de bani, pentru că am călătorit peste tot și cel mai atașat sunt poate tot de cea mai accesibilă destinație, respectiv de Grecia, dacă e să mă întreb. Cred că are, îndeplinește din plin toate criteriile de care uh, îți povesteam, plus că oamenii sunt extraordinar de amabili și de, de prietenoși acolo. Cel mai mult ți-ar plăcea vara asta să? Să fiu fericit în fiecare zi a verii Să găsesc momente de fericire, clipe în care să simt că trăiesc viața cu adevărat în fiecare zi. Să nu fie doar o chestiune de săptămâna asta plec în vacanță și doar acum sunt fericit să fie o chestiune constantă. Fericirea e o chestiune zilnică, așa ar trebui să fie. Un fel de microdosing, așa. Exact, un fel de microdosing și cu fericirea. Când vine și în doze mai mari, nu e o problemă, adică putem să acceptăm din prea plinul fericirii, putem să luăm mai mult, dar să vină, știi, să vină în orice fel de doze. Așa să fie. Mi-aș dori vara asta să... Mi-aș dori vara asta să not mult, să fiu cu cei dragi, să las stresul mai așa, mai spre primăvară și toamnă, să nu îl înglobez în anotimpul ăsta numit vară, să nu mai fiu un overthinker în ceea ce privește multe dintre aspectele vieții, să am așa o abordare mai lejeră, dacă vrei, mai de vară, așa cum ne place nouă, să spunem. Cel mai tare vara mă supără dacă? Dacă nu reușesc să-mi iau vacanța de care îți povesteam. Ar fi cumplit pentru mine o, o, o vară fără să văd insulele, să văd apa turcoaz, cred că ar avea un impact totalmente negativ asupra întregului an care va, va urma. Da. Este vara anotimpul care te inspiră la cele mai nebune idei? Cu siguranță vara îți dă senzația asta de libertate mai puternic decât o de oricare alt anotimp. Și atunci, sigur, ziua fiind mai lungă, soarele dându-ți un surplus de serotonină și de avânt din ăsta de elan al vieții, sigur că îți vine să implementezi idei pe care altminteri nu le-ai luat în considerare. Și atunci, da, cred că vara e anotimpul nebuniilor, curajului, aventurilor, plecărilor intempestive, la mare, la munte, în altă țară, împreună cu prietenii. Cred că este anotimpul predilect în care să faci toate lucrurile astea. Spune-ne o idee mișto de vară și pentru oamenii care se uită la noi. O idee mișto de vară? Cred că pur și simplu să faci în România ceea ce am văzut prea puțin să iei un coș de picnic, o păturică și să-ți adun cei mai buni prieteni și să ieși într-un parc. Chiar dacă nu poți să pleci da? din țară, chiar dacă nu poți să pleci la mare, chiar dacă nu poți să pleci nici măcar undeva în apropierea orașului să vezi niște obiective turistice, fă lucrul ăsta, du-te în parcul orașului, du-te pe lacul din oraș. Încearcă să creezi ambientul ăsta frumos, să te înconjori de lucruri frumoase împreună cu cei dragi și cu siguranță că va părea ca o vacanță de milioane în oricare altă destinație. Pentru că până la urmă, evident, nu contează destinația, ci contează să te înconjori de oameni frumoși și de lucruri frumoase oriunde te afla. Atât de simplu și de aproape. Exact. Fericirea nu e, nu e în clișeu, e în lucrurile simple. Dacă le organizezi foarte, foarte puțin, și dacă îți dai ușor interesul să faci lucrurile ăsta, cred că e rețeta unei zile de vară cel puțin perfecte. Perfect. Mulțumim, Marius. Mulțumesc și eu tare mult.